Deja a devenit o tradiție ca la sfârșit de an cei mai buni sportivi ai Clubului Atletic din Roman să fie premiați de către conducerea instituției. Dacă 2014 a fost un an mai slab din punct de vedere al competitivității și rezultatelor obținute, anul 2015 a depășit toate așteptările. Cu această ocazie, cei mai buni 10 sportivi ai clubului au primit laurii bine meritați. Nici elevii care promit nu au fost neglijați, aceștia fiind de asemenea premiați. Ca în fiecare an, încercăm să facem la sfârșitul anului un bilanț a ceea ce am putut noi realiza într-un an competițional. 2015, spre deosebire de 2014, este mult, mult îmbunătățit. Dacă anul trecut locul întâi avea 18 puncte, anul ăsta locul întâi are 60 de puncte. Ceea ce demonstrează calitativ net superior față de ceea ce se putea spune în trecut. Am încercat ca primii 10 sportivi să-i, după posibilitate, să-i premiem și n-am uitat nici speranțele, dar de această dată speranțele la noi sunt copiii care sunt campioni naționali, vicecampioni, fac parte de loturile naționale, numai că numărul total de puncte pe care ei le-au acumulat n-a fost suficient să intre în clasamentul general. Pe lângă premiile primite ca urmare a activităților sportive, cei mici s-au bucurat și de cadouri, Moș Crăciun fiind înlocuit de profesorii și directorul clubului sportiv. Am avut posibilitatea să le oferim și câte un pachet de Moș Crăciun, ceea ce pentru copii a contat enorm de mult. Urmează ca în etapa următoare să treacă Sfintele Sărbători și noi să continuăm să ne pregătim sezonul competițional 2016. Chiar dacă Romanul este un municipiu relativ mic comparativ cu alte centre urbane din țară, clubul sportiv local a dovedit, mai ales în acest an, că este o pepinieră pentru sportivi de performanță, sportivi în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucur că am reușit să le putem organiza după cum se cuvine. Și mai departe pot să spun că sunt chiar mândru cu sportivii noștri ai Clubului Atletic, pentru că reprezintă clubul, reprezintă orașul și demonstrăm că suntem cineva, adică avem o voce, ceea ce nu este puțin. Dacă luăm la nivel național, unde sunt posibilități infinit mai mari decât ale noastre, ale Romanului, dar rezultatele, munca, profesioniștii, oamenii care își dau interesul, ne pune pe o altă pagină, ceea ce este un lucru foarte frumos pentru Roman. Noi ne mândrim cu performanțele obținute de juniorii noștri în ultima perioadă și, în același timp, le ținem pumnii pentru noul an competițional.